Bună ziua, stimați telespectatori, și bine v-am întâlnit la o nouă emisiune, Presa în gura lui Rotundu, emisiune Pamflet. În aceste două luni de zile de vacanță au fost o serie de evenimente care meritau a fi comentate, dar cum politicienii noștri la rândul lor au fost și ei în vacanță, s-a renunțat la această emisiune până când au început și politicienii activitatea lor în Parlament, respectiv s-au reluat emisiunile cu 1 septembrie. Așa cum v-am promis la ultima emisiune din iunie, în această parte a anului vă voi prezenta la început de emisiune câte un poet, câte un scriitor botoșănean. Pentru astăzi m-am oprit asupra unui poet foarte interesant, un poet post-decembrist, pentru că înainte de 1989 profesia lui de bază era cea de contabil. În momentul de față este jurist la Direcția de Finanțe Publice Botoșani, mă refer la Doru Petraru. Doru Petraru scrie o poezie extrem de interesantă. Volumul lui de debut a fost în anul 2006, Oglinzi Stinghere intitulat, este prefațat de omul de cultură Cornel Udrea de la Cluj, așa arată acest volum. A urmat apoi un al doilea volum, Înger topit, în anul 2007, și după o pauză de câțiva ani a revenit în anul 2010 cu un al treilea volum de poezie, prefațat la fel de același om de cultură clujean, Cornel Udrea, iar ultimul volum care l-a lansat pe piață a fost în anul 2011, intitulat Să faci knockout o lacrimă, la fel volum prefațat de același om de cultură, Cornel Udrea. Nu cunosc ce relație există între Doru Petraru și omul de cultură clujean, Cornel Udrea, care este o personalitate a culturii românești în momentul de față, dar toate prefațările sale la aceste patru volume, Udrea le consideră ca fiind dedicate unor comentarii de poezie deosebită, lucru pe care vi-l spuneam și eu. Doru Petraru este o fire foarte greu de înțeles ca om. Este un caracter uman care tot timpul pune întrebări și își pune întrebări. Iar poezia lui nu este o poezie de dragoste sau o poezie patriotică. Este o poezie care scormonește în viața noastră cotidiană și care se finalizează prin a pune întrebări de ce viața noastră se desfășoară în acest sens și poate nu îmbracă sensuri diferite. Nu știu în ce măsură aceste volume mai există prin librăriile botoșenene, dar vă recomand să-l citiți pe Doru Petraru, pentru că este o poezie extrem de interesantă și este o poezie în care noi ne regăsim cu viața noastră cotidiană și descoperim că întrebările pe care le pune Doru Petraru ar fi fost firesc să ne le punem noi mai întâi, dar nu ni le-am pus pentru că nu am văzut viața așa cum o vede Doru Petraru. Și acum să trecem la evenimentele noastre obișnuite. În această săptămână, sigur, s-au precipitat o serie de evenimente atât în plan național cât și în plan local. Dar vreau să readuc în atenția dumneavoastră, în primul rând, această bătălie care se dă între candidații la prezidențiale și o bătălie care are ca erou principal pe premierul Victor Ponta.
Domnul Ponta, fiind premier și având la dispoziție bugetul statului, fiind ordonator de credite la nivelul bugetului public, sigur că își poate permite să acapareze, să atragă electorat prin a face danii pomenii publici, cum au numit unii politicieni, la diferite categorii sociale, danii din bugetul de stat. Problema care s-a pus și se pune, dacă aceste danii îi aduc domnului Ponta voturi la prezidențiale sau, dimpotrivă, stârnește nemulțumirea celorlalți cetățeni care nu beneficiază de aceste facilități guvernamentale. Și să le luăm pe rând. Domnul Ponta a venit cu o amnistie fiscală prin care șterge datoriile tuturor bugetarilor și pensionarilor care au beneficiat de sume din bugetul de stat în condiții nelegale. Este impropriu spus că domnul Ponta vine cu o amnistie fiscală. Și repet, nu știu câta oară, amnistia fiscală este acel act pe care un guvern de țară îl ia prin a șterge datorii provenite din impozite și taxe neplătite niciodată la bugetul de stat și statul, respectiv guvernul în cauză, și-a dat seama că aceste datorii nu vor fi încasate niciodată, dar că ele blochează dezvoltarea economică. În astfel de împrejurări intervine amnistia fiscală, se radiază aceste datorii către bugetul de stat, iar agentul economic, căci amnistia fiscală vizează persoanele fizice întreprinzătoare și persoanele juridice, deci această amnistie are rolul de a relansa economia. Ceea ce face domnul Ponta în momentul de față nu este o amnistie fiscală, ci este o fraudare a bugetului public pe motiv de amnistie fiscală. Faptul că din bugetul de stat s-au scurs anumite sume de bani în condiții nelegale către persoane angajate în sistemul bugetar sau către pensionari este firesc, este normal, este legal, este obligatoriu legal ca guvernul să recupereze aceste sume înapoi la bugetul de stat, iar dacă nu poate direct de la persoana care a beneficiat de aceste sume, să tragă la răspundere pe cei care au greșit la plata unor astfel de sume. Ceea ce face domnul Ponta este practic o amnistie de natură penală, pentru că iartă pe acei funcționari de stat care nu și-au făcut datoria, fie din nepricepere profesională, fie presați de anumite interese politice și au acceptat ca printr-o interpretare mai largă sau greșită a legii să se plătească din bugetul de stat niște sume necuvenite. Și ca să fim în ton cu evenimentele, chiar astăzi, joi, când se înregistrează emisiunea, domnul Ponta a anunțat prin ministrul de interne Gabriel Oprea că polițiștii care au studii superioare vor beneficia, începând de astăzi, 4 septembrie, de un spor de 25% din salariul de bază, din salariul de încadrare. Stau și mă întreb, de ce polițiștii cu studii superioare vor avea dreptul să primească un spor de 25% la salar, iar cei care au studii superioare și lucrează în celelalte sisteme bugetare sau în sistemul privat nu au dreptul la aceste sporuri? Ei nu s-au chinuit 4-5 ani de zile pe băncile facultății ca să obțină o licență? De ce această discriminare? Păi explicația este simplă. Vin alegerile din 2 noiembrie, iar în poliție sunt câteva zeci de mii de ofițeri cu studii superioare care, primind aceste sporuri, cu siguranță, când vor merge la vot, se vor gândi: de la cine au primit acești bani? Păi de la guvernul Ponta, de la premierul Ponta. Chiar dacă semnează ordinul ministrul de interne Gabriel Oprea, binecuvântarea a primit-o de la premier, pentru că sunt bani care ies din bugetul de stat. Iată dar cum, prin aceste pomeni publice, domnul Ponta a creat
diferențe între diferite categorii sociale a adus nemulțumiri marii majorități a românilor care muncesc și care nu beneficiază de această amnistie fiscală, adică neplătindu-și până în momentul de față impozitele și taxe la stat, vor fi executați silit, spre deosebire de cei din sistemul bugetar, la care domnul Ponta a dat cu buretele și i-a salvat de orice alte restituiri de sume. Iar ca cireașa asta de pe tortul scandalului care va urma să fie cât mai roșie și cât mai voluminoasă, domnul Ponta a promis că acei bugetari, acei pensionari care au apucat a restitui către stat anumite sume de bani, vor primi acele sume înapoi. Bineînțeles că pe parcursul a 5 ani, știți care este partea hazlie, dacă nu tragicomică, în această decizie, este faptul că atunci când aceste sume au fost reținute, au fost substanțiale, pentru că reținerile se fac până la nivelul a unei treimi din salar sau din pensie. Ori domnul Ponta va restitui banii reținuți pe parcursul la 5 ani, adică cu țârâita. Vor fi 10-20 de lei lunar adăugați, sumă care nu va fi resimțită de către acești beneficiari ai amnistiei fiscale, pentru că creșterile de preț la produsele alimentare, în mod special, sunt accelerate și ce îi va da Ponta cu țârâita se va duce pe creșterile de preț. Rămâne la latitudinea acestor oameni care beneficiază conjunctural de amnistia fiscală, dacă atunci când vor merge la vot, își vor vinde viitorul, își vor amaneta viitorul pentru aceste pomeni publice și îl vor vota pe Ponta președinte. Și acum să trecem la o altă decizie de ordin politic luată de guvernul Ponta, care are consecințe și în plan județean, adică la nivelul județului Botoșani. Este vorba de această controversată și mult contestată ordonanță de urgență prin care politicienii aleși în plan local, mă refer la președinții Consiliului Județean, la consilierii județeni și locali, pot, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, să se mute cu bagajele de la partidul unde se află în prezent, în special partid de opoziție, la partidul aflat la putere, adică la PSD. E și aici o mare șarlatanie politică pusă la cale de PSD prin premierul Ponta. Ordonanța are putere de lege pentru o perioadă limitată, adică 45 de zile. Toți cei care în acest interval de timp vor trece, fie de la PNL, fie de la PDL, în PSD, vor fi primiți, așa cum am mai spus în comentariile mele, cu flori, vor fi primiți cu șampanie, felicitați pentru că au luat o astfel de decizie. După 2 noiembrie, mai exact după 16 noiembrie, turul 2 în alegerile prezidențiale, fie că va ieși sau nu Ponta președintele României, cei din PSD le vor mulțumi acestor păsări migratoare politic, le vor spune că rolul lor s-a încheiat, le vor fi retrase sprijinul politic pentru că se revine la legislația veche. Retrăgând sprijinul politic, ei vor fi eliminați din consiliile județene sau locale după caz, iar locul lor va fi luat de către oamenii de pe listele de alegeri locale din 2012 ale PSD-ului. Aici este marea păcăleală pe care PSD-ul și premierul Ponta le-o trage acestor migratori politici de la partidul din opoziție către partidul de putere. Este problema lor dacă vor lua decizia să facă acest pas.
Și pentru că nu s-a întâmplat o trecere masivă, puternică, așa cum a anticipat Ponta și PSD-ul, de la opoziție spre PSD, prefecții au, care sunt puși în funcție de către PSD, au primit sarcina de a trece la racolarea primarilor opoziției către PSD. Lucru pe care domnul Macaleț, la nivel de județul Botoșani, l-a luat în mod serios și dumnealui zilnic se urcă mașina prefecturii pe banii publici și se duce la primarii din comune, la cei din opoziție, bineînțeles, și șantajează cu fel de fel de aspecte pentru a-i determina să se înscrie în PSD. Domnul Macaleț, în mandatul 2000-2004, când a fost prefect în guvernul Năstase, pentru faptul că este un om tăcut, iar în public vorbește cu multă zgârcenie, a primit eticheta de mutul. Iată că mutul, în ghilimele spus, s-a dovedit a fi foarte volubil și foarte convingător atunci când a primit sarcini la premierul Ponta în a-i determina pe primarii din opoziție să treacă la PSD. Și ca să nu fie cumva afirmația mea luată drept una gratuită, domnul prefect s-a dus la primarul din Adășeni, la cel din Avrămeni, ambii primari PDL, și le-a spus că dacă nu trec la PSD vor avea probleme, pentru că acești amândoi primari au activități economice în comuna respectivă, adică au societăți, au magazine, au crâșme, baruri, și sigur că prefectul are la dispoziție pârghie prin a-i determina pe cei de la protecția consumatorului, pe cei de la inspecția muncii, pe cei de la finanțe, să îi țină numai în controle pe primarii care nu au acceptat trecerea la PSD, și sigur că în asemenea condiții, vrând nevrând, cei în cauză vor trebui să cedeze. Interesant este șantajul la nivelul primarului de la Mihălășeni, Loredan Buraga. Primarul la Mihălășeni, în urma unui control al Curții de Conturi, a avut de dus la îndeplinire o serie de indicații pe care nu le-a dus la îndeplinire și nu cunosc din ce motive, fie din delăsare, fie din nepricepere. Dar cert este că neducerea la îndeplinire acestor indicații ale Curții de Conturi atrag răspunderea penală. Domnul prefect i-a spus clar, ai de ales între a te precopsi cu o plângere penală din partea Curții de Conturi sau a trece la mine la PSD. Nu știu ce decizie a luat Buraga, dar cred că în final va accepta să treacă la PSD, așa cum și atunci când la guvernare se afla Boc, adică PDL-ul, o parte din primarii PSD-ului au fost șantajați cu dosarele penale și au trecut la PDL. Și amintesc aici pe fostul primar PSD de Dorohoi, Lungu, îl amintesc pe fostul primar aflat la PSD de Brăiești, Toma, care s-a înscris în PDL pentru a scăpa de o cercetare penală, îl amintesc pe primarul de la Sulița, Ciubotaru, care și el, ca să scape de un dosar penal, s-a înscris în PDL. Iată că ce ții nu-ți place, altuia nu face, s-a întors acum, în momentul de față, asupra PDL-ului. Cum au procedat ei la guvernare, așa procedează acum PSD-ul, cu diferența că PSD-ul și-a luat și un cadru legal, adică a emis o ordonanță de urgență să dea aparență de legalitate acestor migrații politice. Și să abordăm și o problemă de natură internațională. Astăzi și mâine, adică joi și vineri, la Cardiff se desfășoară summitul NATO. Acest summit este foarte important pentru noi, România, întrucât știm cu toții că vor fi luate o serie de decizii cu privire la implicațiile militare ale Rusiei în spațiul de sud-est al Ucrainei. Acolo, efectiv, se desfășoară un război în toată regula. Problema noastră a României este că NATO intenționează să intervină cu trupe în partea de est,
de vest a Ucrainei, adică pe Nistru, să fie mai aproape de teatru de război. În condițiile în care NATO va trimite trupe în partea de vest a Ucrainei, există mari șanse ca și România să participe cu astfel de trupe. Este bine, este rău, greu de spus. Până una alta, noi în Ucraina avem niște teritorii istorici. Nordul Bucovinei și sudul Basarabiei. Haideți să ne amintim ce s-a întâmplat în 1918, când s-a format România Mare, România Dodoroasă. Păi atunci armata română a fost chemată de către Parlamentul Chișinăului, pentru că militarii ruși, câteva sute de mii de militari ruși, care erau în degringoladă, pentru că în Rusia avusese loc răsturnarea de puterii, Lenin preluase puterea, iar trupele ruse nu știau ce dușman mai au, umblau alandala pe teritoriul Basarabiei și prădau. Și atunci Parlamentul de la Chișinău a solicitat armatei române să intervină. Noi am trecut Prutul, am curățat teritoriul Basarabiei de aceste trupe dezorganizate ale Rusiei, iar ca finalitate a fost că Parlamentul la Chișinău a votat unirea cu România. La fel s-a întâmplat și cu nordul Bucovinei. Tot așa a călcat armata română efectiv cu trupe și tehnică militară, iar Parlamentul de la Cernăuți a votat ulterior unirea cu România. Problema se pune, se mai poate repeta istoria? Faptul că noi vom intra cu trupe pe vestul Ucrainei sau poate pe teritoriul Moldovei pentru a fi mai aproape de Nistru, se va solda oare și cu unire a Moldovei cu România? Este greu de spus, pentru că Putin se pare că nu mai acceptă ca NATO să-i sufle în ceafă. Războiul din Ucraina nu a izbucnit așa peste noapte, că s-au trezit milițiile proruse să treacă la atac și să ceară autodeterminarea zonei geografice din sud-estul Ucrainei, pentru că este în majoritate populată cu ruși. Nu, acolo s-a lucrat de mai mult timp. Și atenție, în presa internațională și presa națională a apărut o informație. Înalt demnitar de la Moscova ține legătura cu liderii mișcărilor iredentiste maghiare din România și sunt contacte la nivel înalt militar cu armata ungară. Știm cu toții că o serie de înalți demnitari maghiari de la Budapesta, președintele Parlamentului, premierul, au făcut declarații belicoase la adresa României în sensul că noi trebuie să recunoaștem o determinare teritorială a ținutului secuiesc și să recunoaștem ținutul secuiesc ca un fel de enclavă în inima României. Știm că în zona ținutului secuiesc tinerii maghiari fac pregătire paramilitară. Toate aceste lucruri nu sunt întâmplătoare. Depinde de președintele nostru, Băsescu, dacă azi și mâine, la summitul, adică joi și vineri, la summitul de la Cardiff, va reuși să convingă conducerea militară a NATO ca noi, România, să primim un rol important în ceea ce se va întâmpla în Ucraina și în același timp să avem garanții de apărare a teritoriului așa cum este el constituit prin Constituție. Adică România este stat național, unitar, teritorial și nu enclavat așa cum își dorește actuala conducere a Republicii Ungare. Și pentru că suntem la finalul emisiunii, nu uitați sloganul. Uitați-vă doar pe trei, să fiți vrednici roboței. Vin alegerile prezidențiale și Ponta are nevoie de roboței. La revedere, ne întâlnim vinerea viitoare la aceeași oră.